Bine v-am găsit, oameni buni, într-o zi de Champions League, mai pe seară avem meciuri tari. Printre ele, bineînțeles, vom fi cu ochii și pe tentativa lui Mircea Lucescu de a obține o primă victorie în această campanie de Champions League, în această grupă de Champions League. O primă victorie în fața, astăzi ar fi în fața Barsei. Dar sunt mai multe meciuri interesante. De la 19:45 Malmö cu Chelsea și Wolfsburg cu Salzburg și de la ora 10 Dinamo Kiev Barça, Atalanta Manchester United pe DigiSport 2, Bayern cu Benfica și Juventus cu Zenit pe 3 și pe 4. Până atunci însă, până la Champions League, sunt o grămadă de lucruri despre care să vorbim despre Champions League de pe la noi. Aici în studio suntem împreună cu Narcis Răducan și Dece Bărădulescu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua! Bună seara, da. O dăm pe seara, da? Că s-a dat ora. Da. Hai să vedem niște imagini, așa. Ce se mai întâmplă așa prin Liga 1? Ce atmosferă mai e? Ce lucruri frumoase se petrec așa într-un meci de Liga 1? La un meci fără spectatori. Când sunt spectatori, că aruncă spectatori. Când nu sunt spectatori, că aruncă oficiali. Așa, pumni în aer, ochii injectați, înjurături, ne vedem la vestiare, te știu pe tine și diverse chestii. De ce am vrut să mai vedem imaginile astea? Pentru că nu e vorba aici de ținut partea cuiva, au dreptate unii sau ceilalți, și de arăta așa cam cum arată lucrurile la cel mai înalt nivel din fotbalul românesc și ne mai mirăm că la copii mai sare gardul careva sau mai scapă un pumn sau o înjurătură sau mai strigă un părinte ceva de pe margine. E, cum să fie altfel? Cam care ar fi modelele după care să se ia copiii ăștia care se apucă de fotbal? Ce văd ei la cel mai înalt nivel din Liga 1? Văd că e cu înjurături, cu pumni în aer, văd că orice fază este disecată că e arbitru ne fură și văd în principiu tot ce n-ar trebui să vadă, adică tot ce ar trebui să vadă se vede mai puțin, că nu mai e loc de lucruri de genul ăsta. După care, bun, asta e așa ca o imagine, sper eu, nesugestivă a fotbalului românesc, după care aflăm că urmarea acestor evenimente, jandarmeria, brigada mobilă în jandarmerie Craiova, a sancționat un oficial al clubului FCU, nenumit, dar toate indiciile indică spre Adrian Mititelu Junior, și acesta, pe lângă o sancțiune, nu mai știu cum se cheamă, pecuniară, așa, și una disciplinară, una de interzis un an pe stadioane. Da, dar nu, e clar că lui s-a dat această suspendare pentru că are o declarație în ProSport în care spune că e șocat, că el n-a făcut absolut nimic, că n-a aruncat, dar că a primit această pedeapsă. Că mai sper că e neinformat. Adică, păi, în sensul că, bun, bănuiește și el că e vorba de el, dar sper că totuși nu e vorba de el. Păi nu. Pentru că, nu știu, mi se pare aiurea. Susține că el a primit suspendarea de un an. Că el a dat buletinul și că da, suspendarea... el a fost legitimat. El a fost legitimat, da. Da, bine, unul. Și cere probe. Poate n-a fost singurul legitimat. Poate, zic da. Și eu. Doi, înțeleg din comunicatul jandarmeriei că s-a dat o singură amendă și da. Această pedeapsă de interzicere un an a unui da. Oficial de la Craiova. Da. Da. Dar hai, ok, să presupunem că e Adrian Mititelu, da? Unu, știm că Adrian Mititelu a aruncat? Sunt camere la fiecare okay. stadion. Nu, nu, nu. Adrian Mititelu spune că nu e nicio cameră acolo, să vină cu probe. Eu nu știu dacă a aruncat. Probabil că a aruncat. De la jandarmerie, nu știu. Doi, nu știu. Ce... Mie mi se pare iurea să te legitimeze cineva și după aia să afli din presă. Da. Pedeapsa. Eu sunt convins că au niște dovezi, niște probe. Dacă Mititelu Junior este cel sancționat și cu anul de suspendare și cu așa, eu sunt convins că o să existe niște probe, dacă așa e. Dacă nu, are dreptate. Mai e o chestiune aici. Bă, Vali, e un meci cu tribunele închise, da? Da.
Sunt vaccinați toți băieții de acolo? E. Trebuie să intri cu certificat verde, da? Asta e una. Păi nu, băi, hai să vedem. Hai să vedem locul toți după imagini și să vedem. Unul dintre aspecte e ăsta, cu vaccinarea. Da. Doi, toți oamenii aveau treabă acolo? Bineînțeles, asta e numărul 2, corect. Da. Domnul Pușcaș ne zice într-o declarație, nu mai știu pe unde am citit-o, că era și președinte la JF. Poate președinte la JF, Argeș, trebuia să fie la meci, nu știu ce mare organizare trebuia el să facă. M-am așa, unul, da. Dincolo de asta. Erau toți aia care trebuia... de la Craiova, așa? Și cine trebuia să mai fie? Păi, de la Rapid? Mai sunt. Păi da, nu e chiar... jumătate de tribună acolo. Sunt convins că erau și oameni care nu aveau nicio treabă cu meci. Bineînțeles, este... ca și țara neguvernabilă. Este incredibil. Nu se respectă nicio regulă, nicio lege, nicio... Nu. O să ni se dea exemplu că, uite, domnule, cum intră suporterii în Spania, în Franța, în teren și așa mai departe. E cu totul altceva. Nu. Sunt oameni care au fost în tribună la Mioveni care, de fapt, trebuiau să fie, să dea declarații la poliție în timpul meciului. Nu, nu să fie la meci, da? Nu știu. Păi, spun eu că... Pe lângă echipele astea sunt o grămadă de oameni care nu au ce să caute acolo. Da. Reacția lui Săpunaru o înțeleg până la un punct, în sensul în care putea să primească un cataroi în cap. E adevărat, de la o tribună goală, în mod normal. Da? Da. Da. Până la înjura și a face, probabil că s-a speriat. E posibil să te sperii de, că, și așa mai departe. Dar e clar că nu se respectă absolut nimic. Nimeni nu ia nicio măsură. Uitați-vă ce s-a întâmplat, ce povestește Edi Iordănescu din cantonamentul FCSB. S-a trecut foarte ușor peste povestea cu un jucător leșinat în cantonament. Este incredibil așa ceva, să auzi așa ceva. Într-o echipă în care le este interzis, într-o comunitate în care le interzis vaccinul, da? Și se oblojesc așa cum... Nu că dacă era vaccinat și leșinat, se spunea că din cauza vaccinului. Păi da, bineînțeles. Dar adică nici nu știu, poate e vaccinat. Poate că, da, poate că greșesc eu, dar nu se poate așa ceva. Suntem în România anului 2021. Să se întâmple o păi chestiune în România de genul anului 2021 nu, respectă, nu se respectă nicio regulă. O regulă era că putea fi eliminat Săpunarul, de exemplu, la faza asta. Corect, da. O altă regulă este să oprești meciul dacă fluieri. Eu așa credeam că se întâmplă în fotbal, nu? Dacă a fluierat arbitru, meciul se oprește. Nu fluieri... Mingea e în teren și după ce intră în poartă, stai așa. Hai să mai revedem faza de la cu domnul Antonie în prim plan, cu celebrul autogol cu mâna, așa putem să-i zicem. Bineînțeles că în spiritul fazei, asta era, nu, hai să vedem. Faza cu Hanțu, să zicem mingea în poartă. Da. Mai așteptăm puțin. Sunt greșeli, au fost greșeli. Au fost și sunt în continuare. Și varul ăla nu mai vine și așa mai departe. Asta e. Ne dau nouă foarte multă treabă. Mie nu-mi pare rău, da? Păi, dar batem apa de treabă, că putem să avem treabă și fără... Știu. Ce, n-avem treabă dacă nu vorbește Gigi Becali? Că era vorba la un moment dat... Trecem și la un nivel. La un moment dat era vorba, domne, că moare televiziunile din sport fără... Exact. Fără Gigi Becali. Uite, nu mai vorbește Gigi Becali. Ce, murim? Da, exact. Gigi Becali a fost în închisoare și n-a vorbit. Și au trăit măcar televiziunile de sport. Mă rog, unele din ele, că mai sunt unele care nu discută. Mai sucombat. Da, trecem la un alt nivel. Care nu-l sunau pe Gigi Becali. Trecem la un alt nivel, la lucruri poate mai în folosul comunității și al fotbalului. Dar noi stăm și discutăm despre ce se întâmplă la un arbitraj și așa mai departe. E de-a dreptul. Bun, hai să vedem. Avem și niște sunet să auzim un fluier. Valentin Crețu, centrare, cap, se aude însă fluierul lui Andrei Antonie, validează deci noi ne mirăm că nu se respectă niște reguli, dar Valentin e greu de respectat un regulament. Păi dacă ai fluierat, FCSB, avut impresia că ce faci? Fluier și mingea continuă să intre, adică își continuă drumul Crețu, spre poartă după ce ai fluierat și tu acorzi golul? Valentin Gheorghe, ce e asta? Ce sport este? Ce reguli sunt la sportul ăsta? FCSB, în avantaj, centrează. Din hai din nou de la capăt să mai vedem. Să vedem cum fluieră. Păi auzim, era clar înainte. Da. Că omul a văzut. Da. De data asta chiar a văzut. Depinde dacă mai poate influența faza. În ce sens depinde dacă mai poate influența? Uite, mingea se poate. Adică ce se mai putea schimba? Stai mă puțin, Narcis. Eu îl văd pe portar ieșit la mijlocul terenului, da?
fac o degajare de la mine din careu și mingea se duce spre poartă. Da? Da? Poc, hâț, poc, poc, cade de 10 ori până ajunge în poartă. Dacă între timp arbitrul fluieră, nu știu de ce. Da. Ce facem? Dăm golul? A fluierat. Ce contează dacă am mai fluierat, am mai influențat sau nu faza? Nu-l dăm, dar aici nu e un avantaj? Lași golul? Nu așa, tu asta vrei păi să spui. Păi da, dar lași golul fără să fluieri. Nu fluieri. Da. Dacă ai fluierat, pe gata, s-a oprit. Tu ai fluierat, ai sesizat un lucru neregulamentar, pe gata, îl dai pe ăla. Știi ce ar fi putut să-l inducă în eroare? Faptul că n-a fost foarte convins că mingea se duce în poartă, că e clar că l-a luat în mână. Și se, nu știu. Dar stai puțin, că asta se rezolvă relativ repede. Un arbitru trebuie să ne spună dacă există posibilitatea ca un arbitru să acorde gol dacă a apucat să fluiere cu fracțiune de secundă înainte. Faza nu mai influența cu nimic, adică fluierul ăsta n-a mai influențat mingea, că n-a speriat mingea. Deci e clar că intra în poartă, dar dacă e regulamentar sau nu, e simplu. Nu, e o întrebare... Eu zic că nu e, de vreme ce ai oprit jocul. Păi nu, cum să fie? Eu spun că, în loc să ne contrazicem, cred că un arbitru știe foarte bine răspunsul la această întrebare. Că e moral, nu știu dacă e, că intra mingea oricum în poartă. Era greșit. Că a fluierat mai înainte. Moralitate aici, vorbesc despre regulament. Păi când auzi că fluieră arbitru, înseamnă că a văzut ceva și dă ceva. E corect. A, că dă un avantaj, că da, nu, ce, nu mai fluieră, nu? În această fază... Cum ar fi la avantaj să fluiere și după aia avantaj, Tu ai dreptate, dar în faza asta nu mai influențează cu nimic. E adevărat, nu influențează cu nimic. Tu zici de principiu, dacă poate să mai... Da, înțeleg. Ce sport e ăsta în care se fluieră și după aia se lasă faza să continue? Este aiurea, este împotriva jocului. A, că e, nu e imoral? Da, e clar că e un gol care trebuia lăsat. Dar trebuia lăsat fără să fluie. Corect. Să aștepți, ai văzut hands-ul și aștepți ce să vezi ce se întâmplă. A strănutat la faza. Da, am mai auzit-o pe asta. A, da, mai zic ceva. Da. Cred că chiar domnul Porumbă. S-au zis toate în acest nu mai e cum să mai să mai fie original. Cred că la fel de ușor se poate rezolva și acel caz de indisciplină de care aminteați. Da, o să-l supăr pe degeaba să-i spun că chiar s-a întâmplat, adică nu suntem nici aici cei mai buni, s-a întâmplat anul ăsta și în Franța și în Anglia, mult mai grav. Nu trebuie să ne luăm... Te referi la incidente? La incidente. Cei mai rău de afară, bineînțeles. Și ai dreptate că la nivel de copii și juniori se întâmplă des și e regretabil. Dar fiind atât de puțin suporteri, eu cred că e destul de ușor ca organele autorizate să identifice persoane și să acorde, să respecte legea. Fără pentru că dacă e așa, e o vagabonțeală gravă. Dacă Michitelu Junior, un patron de club, aruncă cu sticla în teren, băi nene, te duci și ție pastilele și stai în fața televizorului dacă ai probleme de genul ăsta. Dacă e așa, nu știu dacă e așa. Jandarmeria are în arsenal asta să vadă camerele. Se poate proba. Da. Nu uitați ce s-a întâmplat cu o brichetă la celebrul meci, când s-a pierdut un campionat. Rapid a pierdut un campionat. Bricheta a ajuns unde trebuie. Adică și-a găsit ținta. 3-0, suspendat, japcă, pierdut campionatul. Adrian Porumboiu este la telefon. Bună ziua, domnul. Bună seara, domnul Porumboiu. Bună seara. La vas, e seara. Da? S-a înserat. Da, n-a mai fost. E mai la est. S-a înserat și pe la noi, că s-a dat și aici ora. Ai putea să spui că și pe la tine, pe aici, nu? Păi, dar ce? Am trăit-o niște ani frumoși acolo. Ne povestește mereu, domn Porumboiu, măcar în timpul emisiunii. Păi nu, dar când îi aud pe alții că la țărănoaie aici, dar ce vrea, mă, Las Vegas să joci fotbal, numai atâta? Da. Te duci să joci fotbal, nu să stai prin cazinou. Da. Da, dar ne întoarcem la prezent. N-am putut să trec peste această fază cu Antonie. Știu că ați mai comentat-o și pentru alții, dar vreau să stăm puțin de vorbă. Explicați-mi și mie ce sport e acesta în care faza continuă după ce fluieră arbitru. Eu n-am văzut meciul, dar am văzut, Costin mi-a pus faza respectivă, m-am uitat pe ea și am rămas un pic așa șocat la nivelul primei ligi să comiți o asemenea eroare. Ai fluierat, ai oprit jocul. Punct. Că te-ai grăbit să fluieri, iarăși o treabă de neînțelegere și, cum spun, înseamnă că nu se clar regulile jocului, pentru că îți permite acum să aștepți, să vezi faza cum decurge, iar dacă a lăsat un avantaj, să poți să revii. Ori s-a grăbit să fluieri, dacă a fluierat, e punct. Nu mai continuă nimic. Nu poți spune că lași avantaj la o fază în care... E ca și cum la un fault,
Vezi faultul, fluieri, dar după aia lași avantaj. Da, nu. Împotriva oricărei logici. Asta nici... Mă scuzați, nu pot să discut și unul care e în tribună, își dă seama, dar emit un arbitru în prima lege. Și totuși el, ce e de apreciat, s-a repliat repede, nu este în cadru în momentul hands-ului, fluieră, se aude fluierul, dar când apare în cadru, e cu mâna întinsă spre centru, deci e gol. Aș fi curios dacă în momentul fluierului poate indica o mână spre punctul de la 11 metri, pentru că asta trebuia să indice la fluier. Ce, mâna lui era elice? Da, domnul Porumbul, bună seara. Era criticat dacă dădea lovitura de la 11 metri, chiar dacă mingea curgea așa cum s-a dus în poartă acum? Păi zicea cineva ceva că să nu fi... Păi poate îl criticam că n-a avut inspirația să lase jocul. Să lase avantaj, da. Dar nu era o eroare atât de mare cât e cea prin care a oprit jocul fluierând. Domnul Porumboiu, vreau să vă mai întreb o chestiune care e destul de sensibilă din punctul meu de vedere și pe care trebuie să o vedem cu toții. În fotbalul ăsta românesc, în general, după ce s-au lăsat de arbitraj diferite personaje, și-au găsit cuib la anumite cluburi. Nu mai zic de lucrul ăsta că putem să facem niște legături cu ce au făcut în trecut pentru cluburile alea, dar mergem în față și mă gândesc la un Tudor, mă gândesc la Iași, cum îl chema, domnul Heleșteanu, la FCSB, domnul Argăseală, acum domnul Balaj la Cluj. Poftim? Plus domnul Tudor, nu în club, plus așa, domnul Tudor, da, acolo, da, așa, da, cu inspirația divină. Cum îi pot ajuta sau cum pot influența mersul, bunul mers într-un club, foști arbitri? Păi, m-aș referi doar la ultimul caz. La celelalte, nu sunt așa de vizibile. La ultimul caz, mi se pare normal. Balaș a stat 4 ani, 4 titluri în spatele succeselor. Acum e și omul în față. Ar fi bine să ia încă 4 campionate cu el în față. Cu el în spate, Clujul a luat 4 campionate. Vă referiți la altele, nu astea 4 din ultimii ani? Mă refer la altele. Da. Mă refer la altele când arbitra. Când arbitra și la directe și la indirecte și se bucura cu încă 2-3 arbitri de succesele CFR-ului. V-a dat în judecată Cristi Balaj pentru aceste acuzații pe care le-ați tot repetat de-a lungul anilor? Ce a spus? Zic, v-a dat în judecată pentru aceste acuzații? M-a dat. Și nu s-a întâmplat nimic. Nu poate să întâmple nimic pentru că lumea nu e atât de proastă și atât de tâmpită să nu-și dea seama ce... Stai să-mi dau masca jos. Ce? Da. Alții... Dar dincolo de asta, domnul Porumboiu, ar avea influență la arbitrii? Eu înțeleg că el are în continuare o influență la colegii lui. A avut o cașcă care, mă rog, unii, o, doi, trei chiar s-au ridicat. Bine, da. Atunci au fost, dar nimeni nu s-a ocupat nimeni de ce se întâmplau atunci. Se întâmplau lucruri incredibile și toată lumea le știe, dar de ce să mai spună? Vaslui a fost văduvit prin ceea ce a făcut, eu de-aia m-am luat de Balaș, pentru că Vaslui a pierdut 2 campionate, unul așa, sigur, nu din asta să spui, că presupus. Dar s-a dus omul unde, acasă. Deci nu n-a plecat în altă parte. Bun, dar de ce v-a întrebat după ce se lasă, după cum poate să influențeze niște lucruri? Conexiune și omul a făcut, cum spune, parte din club și când era arbitru, normal că s-a dus acolo unde era locul și este locul acum. Nu, au fost lucruri care, ce să, dacă luăm toate meciurile care s-au petrecut atunci, dar nimeni n-avea curaj. Nu, mă gândeam și că e un bun manager până la urmă. Asta căutam în el, găsesc în oamenii ăștia care s-au tot... Poate știu regulile astea ale fotbalului, juridice și așa mai departe. E treaba lui. Acum, dacă într-adevăr e un bun manager, să câștige titlul de aici încolo. N-am nimic. Eu nu vorbesc de titlul ultime 4... Titluri. Vorbesc de titluri care s-au luat atunci, în perioada aceea, când erau și echipe. Dar ce ar fi un amănunt care v-ar contrazice puțin teoria că acum s-a întors acasă, și anume faptul că managementul, patronatul CFR-ului în acea vreme era unul, acum e altul. Puteau să nu-i intereseze. Dar, mă scuzați, n-aș vrea o judecată simplistă.
Aici rădăcinile sunt puternice. Când faci ceea ce a făcut Balaș pentru CFR Cluj, rădăcinile sunt adânci. Dar mă rog... Bun, la momentul ăsta credeți că la actuala structură a Comisiei Centrale a Arbitrilor, la actualul nivel de pregătire al arbitrilor, credeți că se pot influența lucruri? În... Categoric da. Da? Categoric da, pentru că o să vedeți. Eu știu ce vorbesc, dar nu are sens, nu m-am mai amestecat, îmi văd de treburile mele, nu mă mai privești spre mine lucrurile astea. Dar eu știu ce legătură aveau înainte și cum era dirijorul la anumiți arbitri care arbitrau cum arbitrau, că nu era numai el în echipă. Dar nu avea nimeni la catalizie și să fim serioși, ce conta atunci? Nici Timișoara, nici Vasluiu, nici FCSB-ul sau Steaua ce era, nici Dinamo, nici Rapid, conta CFR-ul. Au contat, asta este, cu ce erau înainte. Mulți spun că am o cabală. Și e motivată de faptul că poate vă amintiți cum s-a dat rejucare de la când trebuia 3-0, câți au fost implicați din federație, din comisia centrală, toți au fost. Toată lumea spunea că trebuia să dea 3-0 pentru ambele echipe. S-a dat rejucare, vă amintiți și meciul, de unde a venit arbitru. Cum să uităm treburile astea? Înseamnă că... Da. Dar în momentul ăsta credeți că se mai pot influența lucruri în lupta la titlu? Adică n-am trecut cu nimic la nivelul următor? Dom'le, știți cum e treaba asta? Ca și în societate. Spune, nu e așa că s-au schimbat lucrurile și oamenii sunt corecți? Păi ei pe aia care, vezi, doamne, zici că au făcut evaziune 25.000 de lei sau 26.000 și pe aia care fac de... zeci de milioane, sute de milioane, îi lași în pace. Da, știu la ce vă referiți, că aveți un caz. Da, credeți dumneavoastră, nici măcar nu e evaziune acolo, nu e nimic, absolut nimic. Dar e bine așa, când eu le fac scris la, mă rog, instituții ale statului român, de o fraudă de peste 20 de milioane de euro și nu, aia nu se verifică că, mă rog, e... E prea mare suma, domnul. Nu, sunt sume imense, în țara asta. Și atunci, ce credeți că s-a schimbat ceva? Fotbalul cred că a devenit un pic mai curățel decât... S-ar putea să o fi luat înaintea societății puțin. Da. La capitolul ăsta, acum oamenii le-e frică pentru că s-au intrat în... Vreau să vă mai întreb ceva strict de arbitraj. La evenimentele de la Mioveni, la aruncatul cu sticla, mă rog, pe teren, la reacția lui Săpunaru, ce facem? Mergem pe ideea, nu suntem la operă, trecem cu vederea, sau dacă se înjură cu cineva din tribune, poți să-i dai roșu? Mă refer la Săpunaru. Dacă ai înjurat pe cineva din tribună, e clar că trebuie să iei roșu. N-ai tu treabă cu spectatorul. 1. 2. Nu pot să înțeleg de ce să-l suspensi președinte de la Craiova, care era în tribună și îl să-i dai un an de zile, n-are voie. Mi-e greu, nu știu, nu cunosc abonul. Doar dacă el a aruncat, nu? Nu cred că a aruncat, dar mă rog. Nu credem niciunul, dar așa s-ar motiva. Nu pot să pronunț acolo unde n-am văzut fazele și nu știu fazele așa cum, așa cum trebuie să le vezi. M-am uitat așa, mă rog, nu cu maximă atenție la meciul respectiv. M-am uitat că, mă rog, bine, nici noi nu suntem lămuriți cine a aruncat, dar jandarmeria ar trebui să fie lămurită, nu? Bineînțeles, ca să dai o sancțiune așa. Uite, ăla... e și Nicolae acolo? E Daniel Nicolae alături, da. Oh, erau toți acolo. Da. Mă rog, asta nu sunt. Dacă e fair play, trebuie să fie la cap, la coadă. Fair play și nu... Nici de partea cea întâlnit corect să arunci cu sticla în... Bineînțeles, asta e prima greșeală. Da. Ai o greșeală în care cel care a făcut treaba asta trebuie, mă rog, prins și ăla. Trebuie să-i dai interdicție pe viață să mai intre în stadioane. Deci vă mai întreb ceva, domnul Porumboi. Într-un interviu pentru DigiSport, domnul Borcea zice că poate că fiul său se va implica într-un fel la Dinamo la un moment dat. Ia ziceți-mi, dacă Octavian vrea să facă echipa la Vaslui, ce-i ziceți? Că Corneliu înțeleg că e ocupat cu altele.
Never, never, jamais, jamais. No. Doamne ferește, nici de glumă, nu. Octavian nici n-a, cum spun, achesat, nici n-a de la început. A fost criticul cel mai constant la ceea ce am făcut eu cu... Și avea dreptate, nu? Total, total. M-am băgat unde nu trebuie. Oala, am crezut că lucrurile duc către, mă rog, treburi serioase. N-a fost să fie, nu. Foarte bine, nici nu... Nu Cornelui îi place fotbal. În schimb, nepotul meu e nebunit după fotbal. Așa, e. Da? Câți ani are? Da, e nebunit, nu așa. Bro. Dar... Și joacă undeva? Și câți ani are? 16 ani. Bă, mulți înainte să fie seama. Da. Și joacă undeva? Nu, 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 nu. Nu. A, nu. Doar îi place doar să vadă, să uite. Poftim. Cu cine place, ține? Place. Poftim? Cu cine ține? Încă n-am... Haideți, domn Porumbu, ține cu cineva, nu, spuneți. Da, cine? Cu Paris Saint-Germain, cu cine? Poftiți? Cu Paris Saint-Germain. Nu, 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 chiar îi face, dar e... Păi dacă și eu am ținut cu vreo... Mă moștenește, nici eu n-am ținut cu nicio echipă. M-a plăcut așa, mi-au fost simpatici. Rapidiști pe vremurile apuse. Dar nu, n-am avut nicio și n-am nicio echipă care spun că... În regulă, domnul Porumbu, eu mulțumesc tare mult pentru dialog. Să ne auzim cu bine. Mulțumim. În vremuri mai bune. Bun, ne întoarcem.